Salut și bine v-am găsit la un video foarte special. Iată ce tocmai a sosit, oameni buni, ceva ce eu așteptam de foarte, foarte multă vreme și anume noul monitor ce urmează să fie pus pe birou și după asta pot să vă arăt turul studioului complet. Așa că nu uitați să apăsați butonajul de like dacă vă place și dacă vreți să mai vedeți astfel de video și dacă abia așteptați să vedeți turul studioului. Dar acest monitor se numește CHG90, exact cum scrie aici. Este un monitor de gaming QLED și poate să prindă până la 144 Hz, ceea ce este perfect. În afară de chestia asta, e un monitor curbat și foarte lung. Asta înseamnă că o să-mi ocupe cam tot biroul. Ia uitați-vă aici, are 49 de inci și de asemenea 124.2 cm. Deci cam așa ai putea să-l calculezi. E cât două monitoare de 27 puse la un loc. Și cam asta îmi rezolvă mie problema, pentru că eu căutam într-un fel un monitor în plus. Dar dacă aveam două monitoare în plus, aveam chestia aia pe mijloc. Și aveai mijlocul tăiat de border. Așa, asta e un monitor dintr-o parte până în cealaltă. Le mulțumesc foarte mult celor de la Samsung pentru acest monitor și abia aștept să-l pun pe birou și să testăm, să vedem cum se vede, frate, cum se vede GTA-ul pe un monitor de ăsta, cum se vede Fortnite-ul pe un monitor de ăsta. Cred că e incredibilă experiența, dar oricum, hai să facem unboxing-ul și să vedem despre ce e vorba. Să vedem ce ne așteaptă. Să vedem șmecheria, domnule. Să vedem șmecheria. Da. Pot să zic că sunt o grămadă de chestii aici pe care o trebuie să le scot mai întâi. Și sunt foarte, foarte bine echipate așa. Bun, hai să vedem cu ce pornim. Bănuiesc că ăsta e standul. Deci cred că ăsta este standul și este imens, frate, imens. Sper să mă încapă pe birou. Așa, nu știu exact ce e, o să vedem și asta. Aici este piciorul pe care trebuie să stea monitorul, propriu zis, o să trebuie să-l montăm împreună. Aici bănuiesc că avem ceva cabluri pe care mi-l oferă direct. Ia să vedem ce cabluri avem noi aici și așa. Oricum, îți dă cabluri cam pentru tot ce ai avea nevoie. Cablu de curent, așa, panoul din spate. Oh my god, este imens! Piciorul, dar l-am scos din ambalaj, ceva de genul ăsta va arăta. Este foarte, foarte greu, dar vă imaginați că trebuie să fie foarte greu și trebuie să fie solid, pentru că în momentul în care pui un astfel de monitor pe masă, nu vrei să pice. Așa că, da, o bucată foarte, foarte puternică. Aici, din ce văd, este partea de jos a suportului și vom încerca să-l deschidem, uite așa frumos. Genul ăsta arată suportul, deci imaginați-vă cam cât de mare e suportul. Nu știu, dacă mi se pare că e prea mare suportul, poate să-l pun pe un suport custom pe viitor, dar momentan o să-l montăm aici și cred că asta e de la spate. Mă așteptam să fie foarte mare, dar nu m-a pregătit nimeni pentru cât de mare e cu adevărat. Adică nu știu, parcă e altceva când îl vezi în persoană. Deci uitați-vă și voi, cam asta e mâna mea în comparație cu cât de mare e monitorul. Da, din ce văd o să trebuiască să pun suportul direct de aici pentru că este extrem de mare și altfel s-ar putea să avem ceva probleme, așa că o să-l montez eu cu șurubelnița. Dacă am terminat cu chestia asta, trebuie să montăm partea asta a suportului care vine exact ceva de genul acesta. Chestia cea mai grea, să-l iau de aici și să-l pun pe birou. Și iată ceva de genul să arată când îl pui pe birou. Vă arăt așa un mic sneak peek al biroului. Până acum nu cred că vi l-am arătat, dar o să vedeți mai multe când o să fac videoclipul acela în care fac tot turul studioului. Dar hai să-i dăm noi jos chestiuța asta până una alta. Uite așa, fain frumos. Și da, hai să-i dăm și drumul. Am avut timp puțin să testez acest monitor și vreau să vă zic că este absolut incredibil. Adică uitați-vă și voi, practic pot avea pe mijloc jocul meu, da? Jocul pe care îl voi juca. Aici pot să pun OBS-ul pe laterală, iar pe partea asta, la altă, unde este acest window, pot să pun chat-ul vostru și să vă citesc mesajele în timp real. Asta este absolut incredibil. Și gândiți-vă la faptul că nu este decât un singur monitor. Adică în loc să am două sau trei monitoare, n-am nevoie de mai mult. Asta e tot ce ai nevoie. Și am făcut niște teste cu câteva jocuri și o să vi le arăt în cele ce urmează. Bineînțeles că dacă vrei, poți să faci și chestia asta, ceea ce nu aș recomanda pentru că nu prea are logică că vedeți, e foarte mult alb. Cel mai bine îți customizezi foarte bine terenul, să zic așa, și vei avea pe fiecare parte vei avea câte ceva bine stabilit. În primul rând avem 5M-ul și după cum observați, puteți să vedeți atât de mult din ecran încât în momentul în care stai în fața monitorului, ai impresia că te joci un joc VR, pentru că efectiv tot câmpul tău vizual este luat de acest monitor.
Și bineînțeles că poți să te joci pe mijloc. Eu așa am să fac când am să fac live-uri sau chestii de genul ăsta, am să pun jocul doar pe mijloc, dar când nu am să fac live, am să țin jocul exact așa cum îl vedeți și se vede absolut, absolut incredibil. Bineînțeles că jocul nu a fost făcut, nu a fost gândit să ruleze în acest mod, după cum observați. Elementele alea de UI, adică kilometrajul, e foarte, foarte pe mijloc și harta la fel e tot foarte pe mijloc. GTA nu e chiar un joc nou, dar jocurile noi care tocmai ce apar sunt optimizate pentru o astfel de rezoluție și nu vei avea probleme cu ele. Sunt foarte multe jocuri pe care chiar poți să le, să le setezi tu exact unde să ai aceste elemente de UI. După cum vedeți aici, sărisem cu mașina, uitați-vă cât din hartă se vede, frate, deci... Nu știu, asta e o experiență, acum nu știu cât o să puteți să vedeți voi din ecran prin această filmare, nu știu dacă se vede chiar foarte, foarte bine și dacă pot să vă redau exact ce experimentez eu în momentul în care mă joc, dar da, e o experiență care efectiv te lasă fără cuvinte în momentul în care o vezi în viața reală și cu siguranță acest monitor merită toți banii. Dacă vreți să aflați mai multe despre acest monitor, aveți link în descriere dacă vă interesează. Și de asemenea, cei de la Samsung fac mai multe monitoare, așa că puteți să vă interesați și de celelalte monitoare pe care le fac ei, Fortnite, în momentul în care te joci. Bineînțeles că e o experiență extrem de ciudată la început, pentru că ești obișnuit poate cu un monitor undeva pe mijloc, cum aveam și eu înainte, un monitor pe mijloc, indiferent că monitorul meu vechi, de exemplu, era de 27 de inci. Dar faptul că poți să vezi și, și o bucată într-o parte și o bucată într-o parte pe care nu puteai inițial să le vezi, asta îți oferă o experiență foarte, foarte plăcută în momentul în care te joci. Din punct de vedere competitiv, nu vei avea probleme, având în vedere că este un ecran pe 144Hz, deci nu vei avea absolut nicio problemă și cu siguranță culorile sunt mult mai bune decât la un monitor obișnuit. Asta e ce am observat eu până acum, dar da, gameplay-ul pe care îl vedeți în fundal este de la noul event cu supereroi. E foarte mișto eventul ăsta și chiar vi-l recomand și vouă să vă jucați. A zis că n-am deschis harta, se deschide fix pe mijloc, pe mijlocul ecranului, dar vedeți, totuși UI-ul de la jocul ăsta în comparație cu cel de la GTA se ajustează în funcție de rezoluție, pentru că uitați-vă și voi, harta e unde trebuie, numele celor din squad sunt unde trebuie și atunci nu ai probleme din punctul ăsta de vedere și v-am zis, cu cât sunt mai noi jocurile, cu atât ele suportă această rezoluție nativ. În cazul în care nu o suportă, bineînțeles, această rezoluție se poate forța pe orice joc, chiar dacă unele nu o să arate la fel de bine ca altele, dar totuși nu vei avea probleme din punctul ăsta de vedere. Am mai testat încă două jocuri, acesta și cu încă unul. Era clar că o să testăm și CSGO, nu? Adică, până la urmă, foarte multă lume bunesc că e curioasă să vadă, bă, oare cum se vede, mă, CSGO pe un ecran de ăsta? Uite, ceva de genul ăsta se vede. Tot la fel, ai câmpul vizual foarte, foarte mare. La fel, CSGO fiind un joc competitiv, nu cred că o să te lasă să vezi în plus, dar îți schimbă cu siguranță toată perspectiva asupra jocului și a felului în care te joci. Bineînțeles că eu nu sunt foarte, foarte bun la CSGO, dar am intrat așa ca să vă exemplific cum s-ar vedea și ce experiență ai putea să ai cu un astfel de monitor. V-am zis, dacă poate voi nu preferați chestia asta, poate voi ziceți, bă, vreau să-mi iau un monitor atât de mare, dar totuși vreau să mă joc pe el ca și cum aș juca pe un ecran normal. Poți să faci și chestia asta, poți să spui jocul doar în mijlocul ecranului, poți să spui pe lateral un film și poți să te uiți la un film în timp ce tu te joci pe partea monitorului sau poți să pui jocul în mijloc, cum o să-l pun eu când o să fac live-uri, pun jocul în mijloc pur și simplu, într-o parte pun OBS-ul, într-o parte pun chat-ul și am rezolvat problema, nu mai e nevoie de două, nu mai e nevoie de trei monitoare, asta se rezolvă, efectiv se rezolvă toate problemele, mai ales dacă ești un creator de conținut, dacă faci video-uri pe YouTube, gândiți-vă cât de mișto e să editezi pe chestia asta, pentru că poți să-ți vezi timeline-ul extrem, extrem de mare. Și ultimul, dar nu cel din urmă, avem aici Rocket League, bineînțeles, nu știu dacă uitați jocul sau dacă nu l-ați uitat, dar eu obișnuiam să joc jocul ăsta foarte mult pe canal și am fost așa curios să văd, bă, oare cum s-ar vedea jocul ăsta? Îți oferă o experiență foarte,
foarte imersiv, așa te face să crezi că ești în joc și mai ales la viteze mari, nu știu, eram așa, mă gândeam, zic, mă, pe un monitor atât de mare, vei avea probleme oare la viteze mari când jocurile sunt în mișcare rapidă și chestii de genul ăsta, nu vei avea nici o problemă. Asta era una din temerile mele când mă gândeam dacă se trec la un astfel de monitor, nu vei avea absolut nicio problemă, jocurile rulează la 144 de Hz, în cazul în care simți tu că nu ai un response time foarte bun pentru ochii tăi, bineînțeles ai opțiunea de faster și fastest, ce-ți vor oferi cu siguranță toată viteza de care ai nevoie la un monitor de gaming. Și cam asta e toată treaba cu acest monitor, sper că v-a plăcut acest unboxing și preview, să zic așa. O să vedeți mai multe cu studioul când o să fac videoclipul cu turul studioului, urmează foarte curând, mai am depus niște luminițe pe aici și cred că în câteva zile o să facem și turul studioului. Nu știu exact, nu vă dau o dată exactă, dar acum practic totul a venit, totul e pregătit, așa că nu mai avem foarte multe chestii de făcut în principiu, doar cât trebuie să mai aranjez eu puțin pe aici și putem să-i dăm și drumul cu acel tur al studioului. Bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like, iar noi ne auzim, bineînțeles, data viitoare. Pa, pa!